No, așa ceva nu mi s-a mai întâmplat să mă registrez și să mi se oprească înregistrarea la 35 de minute. V-am spus, mi-a scos din dulap, din de asta, cum mi se zice, din... Nu, oh, mai știu, dă mai de pași nu mai am acum. Mi-a scos din sub saltea laptopul ăsta nou pe care mi l-am cumpărat acum nu știu câte luni și ceva nu-i regulă cu el de mi s-a oprit mie la 35 de minute, dar o să mă uit, nu problem. problemă, așa că video numărul 72 o să aibă două părți. Partea B și partea, adică partea A și partea B. Asta e partea B. Deci mi s-a blocat prima registrare exact unde am zis că cine vă credeți voi ca să nu vă trimiteți copiii la școală, da? Deci vă rog frumos care dați play la video ăsta fără să vă fi uitat la partea A, uitați-vă prima dată la partea A și pe urmă la partea asta. Ok, vă rog frumos, la, numărul 72, da? Că link, astea două trebuia să fie un video. Numai că mi s-a blocat și acum înregistrez partea a doua. Și aș putea să le pun să fac un video ca și cum să fie o parte integrală, dar le lăs pe bucăți, adică pe segmente, adică video A, video B, că voi oricum ziceți că zlungi video-urile mele. No, și atunci dacă nu vă convine prima parte, vă uitați la asta. Dacă nu vă convine asta, vă uitați la, ea, la Cum vreți voi. Numai atâta vreau să vă spun că video ăsta, numărul 72, partea B, e completare de la, part, de la video numărul 72, partea A. Da? Dacă vreți, vă uitați la amândouă, dacă nu, cum vreți voi. Bun. Am rămas, adică pf, mi s-a blocat video, video uh, numărul 72, partea când am început să spun că cine vă credeți voi, penticostalilor în mare parte, să nu vă trimiteți copiii la școală. Cine vă credeți voi? Cine? când educația e atât de importantă. Voi ce faceți? Lasă că mă duc copii acasă. Lasă că n-au ei nevoie să margă la școală. Că învățăm noi. Ce învățați voi, mă? Ne sunt țâților. Ce îi învățați voi? Că eu deja m-am săturat să văd cum o dat, cum îi crește sindromul ăsta în voi. Lasă că învăț eu acasă clasele bună școală. În primul rând, ce calificări aveți voi? Ați, termin liceul, ați terminat? Măcar liceul ați terminat? L-ați terminat, mă? Și dacă l-ați terminat, cine vă credeți voi să fiți în măsură să vă educați copii? Nu vedeți că de multe ori vin copii acasă cu niște exerciții, mami, mă ajuți la homework. Și nici măcar nu știți să-i ajuți, pentru că de așa natură exercițiile și asta e. De asta la școală, la grădii, oriunde se duc, la o instituție din astea educațională, ei sunt învățați. De cine? De către învățători, profesori, lecturers, oameni în măsură, oameni educați și calificați. Bine, acum nu vorbim... Vedeți, voi și în România și probabil și în alte țări, dar România nu are rost. Sunt oameni care nu-și merită posturile respective. De exemplu, am uitat odată la un video în urmă cu câteva luni și am văzut cum o, profes... o învățătoare de limba engleză era filmată cum a fost corectată de un copil și a spus, Doamna învățătoare, dar nu-i bine cum ne învățați să pronunțăm în limba engleză, că nu e așa. Și a fost filmată cu camera ascunsă. Normal, aia nu mai trebuia să fie învățătoare în școala aia de limba engleză. Deci sunt și învățători sau profesori care nu-și merită profesia că o cumpără sau știu ce deal au ei. Dar hai să nu exagerăm și să ne gândim că toți sunt la fel. Da? Deci fiecare om nu, 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 includ acum oamenii care au dat șpagă și nu-și merită posturile. Vorbim de cei care sunt calificați. Da? Ei au calificările respective. De ce? Pentru că au învățat și au fost examinați. Și sunt încă examinați. Da? Că dacă nu greșesc, sunt unele cadre didactice din școală care, odată la nu știu câți ani, trebuie să dai, nu știu, tot felul de examen de titularizare sau nu știu ce, ca și cum să li se tot testează cunoștințele, da? Și ei sunt testați continuu. Sunt alții care ai, trec, alții care nu, dar în fine, ce vreau să zic, ei că voi nu sunteți calificați profesional, educațional, cum vreți voi, ca voi să vă permiteți să spuneți, a, stați că îmi dau masca jos, că deja mi se lărgesc aici urechile, da, dar oricum, cu asta trebuia să fiu, da, cred că mi-o pun în cap. Așa, și arăt ca o buda din aia, de la musulmani. Da, să văd. Allah, mașalah, alaikum salam. Așa. E, hai că mă fac și de râs cu asta, oricum nu că m-ar interesa pe mine ce spuneți voi, dar mă că căldură că deja am ajuns că pizza mea care o am pe cap. E, mulți dintre voi aveți sindromul ăsta de prostie exagerată și v-am auzit și vă știu. La ce să duc la școală? Că ce să înveți la școală? Că nu știu ce. Mă, dar pe copilul tău, cine l ajută să se integreze în societate dacă tu îl ții pe ideal? Și copilul ăla, loc să fie trimis la școală, normal, lasă să-l trimit la școală, lasă că-l trimit cu vacile, lasă că îl trimit la porci, lasă că îl trimit cu cai în pădure, după lemne, lasă că, lasă că, lasă, orice să facă pe lângă casă, numai să se ducă la școală. Că tu abuzezi de. Voi credeți că, virgulă, dacă ei sunt copii voștri, adică dacă voi ați născut, voi credeți că sunteți șefilor în alte, să folosească cuvinte și un pic mai simple să mă înțelegeți, voi credeți că sunteți Dumnezeul lor, da? Șefilor și că ei trebuie să facă în tocmai cum spuneți voi. Voi nu vă dați ceea ce nu e adevărat oricum. De aia există stat, de asta există legi, pentru că cineva trebuie să ia măsuri la un moment dat. Mă satu să văd când aud că atâtea familii de Penticostal, vai mi-au luat copiii statul și nu, nu știi de ce mi-au luat, nu știi de ce ți-au luat. Nu știi de ce ți-au luat. Voi numai atât știți să spuneți. Mi-au luat statul copiii. Păi de ce ți-au luat? Că doar nu vin ca nebunii, mă, să-ți ia așa. Ceva trebuie să fie. Ceva trebuie să fie, că dacă nu, atunci ar putea să meargă din două în două luni la fiecare familie. Hop, îți iau copii, hop. Și culmea că în mare parte, să mai ajute la ortodox, dar în mare parte la pericol. De ce? Noi nu vrem să ne vaccinăm copii, știți, când să nasc copii. Acum eu nu știu sigur, dar bănuiesc atunci când se naște, dată la 3 luni, la șase luni, poate și la nouă trebuie dat un vaccin acolo. Mulți dintre voi nici vă vaccinați copiii, penticostalor care sunteți voi, de ce? Că e păcat, nu îmi vaccinez copilul. De ce să îmi vaccinez copilul? Nu îl dau la școală. De ce să-l dau la școală? Și apoi te miri de ce unele țări trebuie să implementează și să facă cerința asta obligatorie, nu că vrei sau nu vrei. Nu, 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 obligatorie. Domnule, nu-ți copilul la școală, statuția copilul. Nu vii tu cu de că Lasă că îl învăț eu acasă. Ce mama vieții îl înveți tu acasă, mă? Păi tu nici nu știi să deschizi o paranteză și să o închizi. Tu nu știi cum să rezolvi Tu nici, 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 măcar să vorbești cum trebuie. Nici într-o limbă, nici în cealaltă. Voi nu știți, dar voi vă educați copii acasă. Sau alții dintre voi, a, lasă că... A, mai oferim noi... A, plătim pe cineva să învețe suplimentar și este destul atâta ce este? De ce nu faci asta, dar să lești pe copii să meargă la școală și unde simți că copilul tău are un deficit? Da, îi plătești o oră extra de matematică, de știință, de chimie și ce de ce are copilul nevoie. Dar ce ești tu, mă, să nu-ți lești copii la școală, mă? Voi ăștia care vă credeți că știu că mulți dintre voi puteți să spuneți, dar pe ce? Tu n-ai copii. De unii să știu, tu că dacă tu nu ești mamă? Băi, terminați cu prostile astea. Terminați cu prostile astea că mamă nu trebuie să fii neapărat doar atunci când dai naștere fizică și naturală copilului, nu. Să știți voi că un copil care e lăsat acasă cu alți frați de-a lui, fie că mai mari, fie că mai mici, și are de îngrijit de ei, să știți că atunci toate atribuțiile pe care ele le face zi de zi, îl declară automat. Stați că îmi sună telefonul și mă nervează, că nici nu am chef să, mă, să nu mă scoată din felul ăsta. Automat e de dreptul de părinte. De ce? Pentru că mă s, s o s a dus. i a lăsat că i am mâncat undeva să facă copii. Cine mama vieță vă pune bă să faceți copii, mă? Bă, bă opriți-vă! Vă rog frumos, uitați-vă la video ăla pe care l-am pus cu halat roșu. Opriți-vă din la voastră de a face copii, mă! Ori voi, bărbaților, vă faceți o operație de vasectomie sau cum doamnei mai spune, ori voi, femeilor, op... legați-vă trompele alea, mă! Știți că aveți două trompe, mă! Două trompe, două trompete, două, două spaghete, mă. Legați-le și nu mai faceți copii. Mă tâmpiți când vă văd, mă. Mă tâmpiți. Problema voastră că credeți că am eu ceva cu copii, că cine mă cunoaște știe. Eu pe oricare copil îl văd, dacă nu-i ca și cum relate tu mi eu la să-i spun, hai la tuși. Pentru că iubești în pasă de ei. Dar nu-mi place să vă văd pe voi cum sunteți proști, tâmpiți și handicapați și faceți copii și îi tu vântul, bă, vedeți cât e pixul ăsta, mă, și pixul, mă, e mai gras decât un copil de-a vostru, mă. Dacă eu pun pixul ăsta pe lângă un copil, pe lângă un ciont de-al un copil de-a vostru, pixul cântărește mai mult, mă. Când vezi copii uscați, înfrigurați, de te duci și le dai o babă, și tremură mâna când e boaba, nu vei rușine, mă. Faceți copii pentru ce? Și acum revenind de arăt, cine te crezi că tu nu ești mamă? Ba, da, am fost mamă. Am fost mamă, mă, care mi-a dat dreptul automat să mă calific ca mamă. De ce? Pentru că am fost și eu în situațiile în care am fost, când am fost cu pampers la fund. Nu? Deci nu trebuie neapărat să naști tu prin puța ta, prin vagina ta, să-ți folosești uterul tău, să te califici drept mamă. Nu! Nu vezi? Și când te duci și faci un rău pe drum, nu neapărat numai la care au comis crima, dacă au avut ajutor și mai a fost cineva implicat sau când se fură la bancă, nu-l închid din mapiera pe care o opriți cu cașcavalul toți complicii. Pe toți o calificat și o zis că îs acuzați de furt sau de crimă sau știu eu ce. Noi exact așa și eu mă calific ca mamă, ținând cont de unele părți din trecutul meu. Da? Exact cum am făcut comparația cu hoțul prinș sau cine știe cu cine, exact așa vă puteți gândi și la partea asta. Poți să fii Mamă sau părinte, și când ești copil. De ce? Păi dacă speli haine și le întinzi la o vârstă la care n-ar trebui. Când faci mâncare, nu neapărat pentru mine, pentru ceilalți. Când ai niște sarcini care depășesc și sarcinile umane. Pentru copilul la vârsta aia. Când tu faci tot ce face o mamă, mai puțin sex. Deci faci orice ce face o mamă la care, adică tot ceea ce ar trebui să fac cu mama, faci tu mai puțin sex. Nu numai sex n-am făcut eu atunci, în rest am făcut tot. Mâncare, curățăni, sarcin, sarcini după sarcin. Și voi spuneți mie că cine mă crede că eu nu sunt mamă? Ba da, ba, am fost mamă, mă. Mă nenorociților că mă tâmpiți. Am fost mamă. Voi mă faceți să vorbesc așa. Voi și îmi pare rău că nu pot să-mi asta, numai că acum am luat tăticăldurile când vorbesc și chiar mă au luat tătii nu vi rușine, mă, să faceți, mă, să vă coile alea, mă, vă bă, mutilați-vă, mă. Dacă nu vreți ceva mai gentă, mutilați-vă, teați-vă puța cu drujba. Nu mai faceți copii. Vă, nu vă pasă că mor de foame lângă voi, că îngheață de frig lângă voi, că faceți de râs. Nu vă pasă. Îmi puneam eu o întrebare mai de mult și vă zic și vă, și numai nu mi-am găsit răspunsul. Și să știți că, în urmă cu câteva zile, chiar mi l-am găsit. Deci, de foarte mulți ani, îmi puneam următoarea întrebare. De ce nimeni niciodată nu a făcut nimic, nu a luat nicio acțiune, nicio decizie, nimic, nimic, nicio inițiativă în legătură cu o familie? Și acum să vă spun la ce mă refer, să vă înțelegeți întrebarea. Eu știam o familie de foarte mult timp. Știam o familie unde. Erau mai mulți copii. Numai că la un moment dat o mai rămas în familia aia numai patru copii. Că să s-o te duci în țări trei. Și părinții copilor îi maltratau. Ce vreți să prin asta? Mama era plecată din țară, nu era lângă ei. Deja asta era maltratare. taică s -so, tata copiilor, tata celor patru copii, venea din când în când în România și când venea, îi rupe din bătaie. Știți ce înseamnă să te rupă? Bă, bă, mă, mă, care spuneți voi mie că ce, că te vorbești tu? Vă spun acum, mă, mă, terminaților care sunteți voi, că deja nu mai pot din nervi. Și venea tata copiilor din când în când și îi bătea pe copii, îi usca pe picioare. N-avea nicio limită. Dacă venea, dacă la omul ăla îi să dai cu piciorul un copil, cu piciorul dădea. De dacă îi venea să ai capul, să i dai de orice. Nu contează că de masă, de dulap, nu contează. Cap acolo mere. Și copilul nu putea să facă nimic. Și eu știam situația aia. Și mă gândeam, mă, dar nici un vecin nu poate să cheame poliția. Mai știți voi odată, acum vă întreb pe voi oamenii ăștia care vă uitați la mine mai așa, mai, mai loyal care sunteți. Mai știți voi odată că v-am zis că am auzit niște copii care stau acolo unde am, închirez eu și îi mai aud din când în când că se cântă și nu știu ce să fac. Și am întrebat pe cineva că ce-ar face și mi-a plăcut un răspuns că au zis, mă, n-aș chema nici poliția, dar aș chema ambulanța, că să vadă ce se întâmplă. Dar în fine, asta a am așa numai printre. Dar eu mă te gândeam atunci și după aia ani la rând mă te gândeam, până acum activa zile. Mă, nici un vecin să sune poliția sau ambulanța sau știu eu să vină la ușă să zică, domnule, nu-ți mai bate copii. Că vedeți voi, pe copia când îi bătea, nu toți copiii se cântau, că să ei și erau bai Dar cel puțin doi din a patru se cântau. Au, vai, nu mai da, tată, nu mai fac, tată, vai, tăi. Și s auză? Că la bloc se aude, știți voi, să aude. Mă, dar odată eu n-am auzit. Un vecin să vină la ușă să-i zică, mă, oamule, nu-ți mai roci copii, că sunt poliția. Erau neamuri de-alu bărbatul ăla, care știau și erau foarte aware de faptul ăsta că tata respectiv își bate copii. Eu nu știu niciodată ca cineva să fi făcut ceva. Nici să sune poliția, nici să vină el să vorbească, ei să vorbească cu el. Hai să zic că câteodată zici, băi, cum să mă duc să vorbesc, că n-ai cu cine. Dar părintele la să ducea din când în când înapoi, în țara de unde venea. Și copiii rămâneau iar singuri acasă. Și puteau măcar atunci când tata nu era acasă, că ei știau când tata se duce și când venea, știau că știa tătorașul. Și putea măcar după aia să ducă la copil să întrebe, la copii să întrebe, mă, sunteți bine? Să le mai ducă câte o babă, o amărtă de ciocolată, ba, Dumnezeu de a ciocolată. Să, ducă, să le ducă, mă, ceva, nimic, mă, bă, nimic. Să zici că atunci când e tata acolo, n-ai ce pisici lui să-i duci, că e agresiv omul. Dar când tu știi cum e dus, să nu te duci tu la copii să-i întrebi, sunteți ok? Vrei o babă? Cât îți lua să mergi să-i o babă la copil? Că o babă contează mâinii noroșiților care faci copii. Contează. Și eu până am câteva zile. Mă tot când i de ce nimeni nu a făcut nimic? Neamurile, nu? Vecinii, nu? Nimeni. Știți de ce nu a făcut nimeni nimic? Am întrebat după ce a trecut timpul, m-am dus și am întrebat pe și pe altul, mă, știi familia aia, da. De ce n-ai făcut nimic, mă, nu știu. Știi cum e? Nu, nu, n-am. N-am ce să facă, vezi tu? Și cam în mare parte, cam astea erau răspunsurile. Păi no. nu. Și dacă nu-i familia mea, cum să mă bag? Alții, mă, nu, că omul ăla e violent. Dar eu am zis, mă, bine, bine, dar omul, omul, să se ducea, putea după aceea să merg la copii, nici atât te-ai dus. Păi da, no, dar vezi tu că dacă nu-s copii mei, de ce să mă bag? Nu-i familia mea, eu nu pot să fac nimic, așa, chestii de gen și deja, adu adunând toate răspunsurile astea, mi-am dat singur răspunsul. De exemplu, și acum, marea majoritate, știu care vă uitați la partea asta, la partea B, o să spuneți, dar ce treabă ai tu? Dacă tu vezi o familie în care părinții nu-și trimit la școală, sau copiii să duc flămânzi la somn, care e problema ta să vorbești? Mai mult de atât, tu nu ești mamă, tu nu știi care e problema ta. Știu că mulți spuneți așa. Dar terminați să mai fiți proști! Terminați să mai fiți proști! Cum v-am spus, am fost mamă în viața mea, da? Automat mi s-a dat dreptul de mamă. Years ago, da? Și mai mult de atâta, voi prin întrebările astea pe care, sigur, și nu în întrebările astea, răspunsurile automate pe care o să le spuneți și prin întrebări date, cum ar fi, ce treaba am eu, că eu nu sunt mamă, că dacă nu-i familia mea, fiecare știe ce face... Voi cu presupunerea astea voastre tâmpite și cu răspunsurile oarecum care nu au fost răspunsuri date de oamenii ăștia pe care am întrebat, mă, de cine ați intervenit în familia aia? Voi m-ați făcut pe mine să înțeleg de ce nimeni nu a intervenit atunci la familia respectivă. Și știți de ce? Pentru că toată lumea face la fel. Mă, dacă nu-s copiii mei, de ce să mă bac? Dacă nu-i familia mea, n-am ce să zic. Îi copiii, îs copiii lui, problema lui. Adică lui părintele ăla. Dacă el are atâția copii, e treaba lui. Dacă copiii bătuți, apoi e treaba lui. Orice e treaba lui. Ca și cum părinții au făcut copii, ei sunt responsabili. Adică ei pot să facă orice cu copii. Și asta e foarte wrong. Și nici nu mă mir. Eu sunt mulțumită cumva că mi-am găsit răspunsul la întrebarea aia pentru că nu mă mai consum să mă mai gândesc. Pentru că pe mine mă consumă când eu am întrebări în gândul meu și nu mă ajută nimeni să înțeleg. Nu mă ajută nimeni, că mă mai îngroapă în confuzii când au ce răspunsuri îmi dau. Dar acum măcar am, am, scăpat de întrebarea asta, pentru că toată lumea se spală pe mâini. Înțelegeți voi? Toată lumea se spală. Pă bă, nenică, dacă auzi că cineva își bate copiii, te duci și oprești, mă. Te duci și bați la ușă, nu se poate cu bătutul la ușă. Te duci și în poliția. Dar faci ceva. Nu poți să zici, nu-i copii lumea ce să fac? Nu-i familia mea, nu mă bag. A, pă dacă nu-s părinte cu atașul, fiecare cu oala lui, fiecare cu lui, terminați să mai spuneți așa. Terminați și nu mai faceți atâția copii. Cine vă credeți voi, mă, când vă aud, lasă că îi duc eu. Lasă că nu trebuie vaccin. Și apătăt voi spuneți peste ani, a, mi-au luat copilul statul sau copiii. Păi de ce ți-o luat? De ce ți-o luat? Că tu nu știi să te conformezi, tu nu știi să fii părinte. Tu crezi că dacă ți-ai golit sperma, am scuzați să-mi expresia asta, barbară, Credeți că dacă v-ați sperma asta bărbaților, sunteți full entitled să gata. Proprietatea voastră e copilul copilul nu e o proprietate. Sau voi mamelor care nașteți copii, credeți că v-ați folosit uterul și vagea în aia, gata, sunteți, bu, avem prioritate, nu. Copilul nu e o prioritate. Știți ce e un copil, mă, 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 ne sunt țâților care faceți copii și nu vi iubiți. Copii, it's not equal proprietate. Copiii înseamnă privilegiu. Știți ce înseamnă privilegiu? Dați pe dex nenorociților. Asta înseamnă un copil în familie sau copii. Un privilegiu, exact cum tu ți prins de pașaport irlandez. De cetățenie, mai bine zis, că prima dată e obții cetățenie, și apoi pașaportul, da? Numai că mulți dintre voi nici nu știți. Ați obținut cetățenia și nu știți. Acolo, la un moment dat, înainte să trimiți aplicația, scrie așa, tu chiar dacă o să primești dreptul de cetățenie și certificatul în sine și chiar și pașaportul, îi un privilegiu. Dacă lor, la un moment dat, îi să trezește ceva și bă, nu mai vrem să... Adică vor să ți le retragă, oricum pot să fac asta. zici deci exact cum cetățenia irlandeză și poate și altele îți considerate un privilegiu, exact așa și copiii sunt un privilegiu. Asta înseamnă că dacă tu nu te comporți cum trebuie cu familia ta, statul de asta există stat. Poate să-ți ai copii. Sau statul nu e bun. Așa? -i? Statul e bun numai când tu faci copii și minți și stă social welfare. -e. Atunci ai bun statul. Dacă în statul se implică mai mult de atât, dacă bă, te denunță cineva că tu-ți maltratezi copii, că bla 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 bla. Și când vine și-ți atunci ea, nu mai e bun. E bun numai când îți convine Nu vi rușine, mă, să te faceți copii. Eu când vă aud că mai rămân gravide unele femei pe unii cu cap. Deci pe mine mă ia cu cap. Am impresia că fac infart. Și dacă fac infart, fac numai din cauza faptului că mă tăc consum și mă tăc mă, cum să fac atâția copii în care are și de copii? Că știu și mame care au șase, șapte, opt copii. Poate și mai bine. Și au mai multă grijă ale de copii ea și -o iubesc mai mult decât iubește o altă mamă care are numai un copil. Știu și părinți care au numai un copil. Nici nu le pasă de el. Apa că mănâncă că nu. Eu nu vreau să zic că toate femeile care au copii mulți îți bat jocuritoare sau părinții îți bat dar în mare parte îți bat jocuritoare. Foarte rar să vezi un părinte că șubește copilul sau că se comportă cât e când normal cu el. Foarte rar. Dar vă rog frumos, spuneți-mi și mie, cine vă dă dreptul? Mă, vă, vă știți cât e de importantă educația? Vă știți cât de mult o să încurcați voi pe copiii voștri, că acum voi faceți ce vreți cu e că mai știu o părinți care au făcut și eu vrut cu copilor, o luat ce decizie, o vrut, că doar îți măsa, îți taso, fac ce vreau. Și după aia copilul crește mare, devine adult și să dă cu pieptul de viața asta. Și cumva, cumva, că nu tăți copii reușesc asta, că depinde, depinde de mai mulți factori, cumva copilul ăla se gândește, mă, nu mai pot să trag atât, dar trebuie să învăț, că trebuie să învăț, să-mi câștig altfel bani. Și pentru că părinții lui o luat decizii proste, foarte prost în trecut când el a fost copil, acum copilul ăsta adult fiind trebuie să tragă de 10 ori mai mult și singur, singur, ca să reușească cu educație. Pentru că voi l-ați oprit de la asta sau voi nu v-ați implicat în educația lui, că doar sunteți mă și taso, aveți dreptul să faceți ce vreți. Și știți ce e mai trist? Unde părinții au decizii greșite și copiii ăștia ajung adulți, ar trebui să se gândească, mă, eu trebuie să învăț și să nu greșesc cum au greșit mama și tata meu. Să nu repet greșelile astea. Să fiu un părinte mai bun în cazul în care vrei să fii părinte. În alte cazuri, alții nici nu -și doresc măcar să devină părinți și de înțeles. Dar ăia care își doresc să fie părinți, să zică, mă, ok, o să am copii, dar eu nu vreau să fac așa cum o fac mama cu tata, că nu a fost ok. Și știți e cris, Că tocmai ăștia care copii care au trecut prin situații de astea critice, unde părinții și deciziile lor au afectat foarte mult educația copilului respectiv, tocmai copiii ăștia care au un exemplu în familie și pot învăța, nu vreau să fac ca mama, nu vreau să fac ca, mama, ca tata, tot ăștia devin la rândul lor părinți și fac la fel, la fel ca părinții lor. Repete greșeala la fel. Păi dacă, oameni buni, voi nu știți, și ăsta e un privilegiu, să vezi la alții, că de multe ori înveți în viața asta din greșelile tale proprie. De multe ori mai copiez o șuștă două sau o tehnică sau o idee de la unul de la altul. Dar alte ori poți să vezi în greșelile altora. Și atunci, ăsta e un privilegiu. Când nu trebuie tu să greșești, când nu trebuie tu să sacrifici anumite resurse sau chiar reputația ta, și poți să înveți de la altul, din greșeala la ăsta e un privilegiu. De ce să nu înveți de la părinții tăi? De ce să nu înveți că nu a fost ok ce au făcut ei? Nu a fost ok că au făcut atâția copii și au lăsat. Nu a fost ok nu a fost ok că nu s-au implicat în educația ta și tu pare aia tot trebuie să recuperezi când ai devenit adult, o trebuie să recuperezi în cazul în care mai poți recupera. Sau în cazul în care tu vrei să devii părinte, de ce nu vrei să înțelegi că nu e ok să faci ce făcut părinte? De ce nu vrei să înțelegi? De ce vrei să repeți aceleași greșeli? What the fuck do you want to do that? De ce vrei? Să nu credeți pentru pentecostale ăștia, români care nu înțelegeți engleză, să nu credeți că am avut Duhul Sfânt și am vorbit în alte limbă. Am zis că what the fuck do I am to do that? Înseamnă că de ce nu știu cum să mai traduc de fac vrei să faci asta? Să nu credeți că am vorbirea în limbi, că nu, eu nu sunt creștină. Asta v-am așa printre paranteză, că n-am darul la de vorbit în limbi. Eu am darul de invenție, pot să inventez cât vreau pe moment, da? De ce vreți să repetați greșelile făcute de părinții voștri? Vă știu pe o grămadă. Ați crescut în familie cum o fost ea. Ați avut de învățat, adică să putea învăța de acolo. Și totuși vă repetați aceleași greșeli, încă, încă parcă mai grosolani, mai grave. Puneți mai mare acțiune și mai mult accent pe negativismul ăla. De ce? Vă rog frumos, spuneți-mi de ce? De ce ți-ai face copilul să sufere? De ce să nu-l duci la grădii? Adică la creșă? De ce să nu-l duci la grădii? De ce să nu-l duci la școală? De ce să nu-l duci să-l ajut să se ducă la liceu? De ce nu să l ajuți să -ți ducă la facultate? De ce nu? Că școala nu e bună. Când vreodată școala nu a fost bună? Mă, și să nu-ți găsești de lucru după aia. Cu siguranță îți găsești în, alt, în, 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 altă parte. Nu înseamnă că dacă am studiat aia, neapărat trebuie să... Uitați-vă și oamenii de televiziune. Sunt mulți care lucră ca moderator. Sau știu eu ce. Și eu terminat ceva facultate de drept. Dar orice școală pe care o faci te ajută. Niciodată o investiție în educație nu poate fi pe un minus. Nu poate fi considerat un minus. Întotdeauna îi o investiție. Mă, așa să faci facultatea de artă, să desenezi. Ești un artist. Poți să bucuri pe alții desenând. Te duci la oameni în spitale și le desenezi și le areți. Wow! Și ajuți pe ea într-un fel poți să înveți să cânti la un instrument. Wow, te duci și le cânti la alții. Poate pe alții bucuri și te plătești, poate alții zic numai thank you că n-au bani să le voi nu contează. Orice școală e bună și primită. Dar de ce să nu vă ajutați copii? De ce să opriți la educație? De ce să faceți atâția copii, mă, nenorociților? Că nu mai pot de nervi, deja am tensiune. De ce să faceți atâția copii? Nu de rușine. În loc să învățați din familiile voastre. Ați văzut la părinții voștri, în loc să învățați acolo, mă, zic și eu cum zic unii bătrâni, voi și de-a dracului zici că numai nume faceți să faceți mai ră. Voi zici că vă puneți tot ambiția aia prostească să faceți în contra. Dacă părinții voștri au greșit 80%, voi trebuie să faceți 800%. Nu știu, nu știu, eu așa ceva. Voi nu înțelegeți că educația asta e atâta de bună, și așa de mult ajută și îți poate schimba cursul vieții și asta a văzut din proprie experiență, mă. Din proprie experiență, vă zic. Numai că nu n-am chef să mă apuc așa să... Că eu am zis eu că sinceră, dar să nu înseamnă că mă apuc acum și... Hai că zic eu tot. Că sunt lucruri care parcă unele șa iurea să le spui, da? Pentru care implica implicat să dezvolte unele chestii și nu am chef. Dar nu despre mine, despre unii oameni care mă rog în fine. Și altele parcă cumva sunt deplorabile, știți? Pentru că implică alți oameni și n-ai cum, știi? Dar atât aș să vă spun că educația face diferența. Într-adevăr, trebuie să tragi, trebuie să te sacrifici, trebuie să fii perseverent. dar o faci. O faci pentru că pentru binele tău și pe urmă poți să și pe alții. Prestând servicii de calitate, nu? Nu. Voi faceți copii, nu-i duc la școală, nu-i vaccinez și dați-i. Fiecare țară din lumea asta, eu cred că ar trebui să aibă o lege obligatorie. Nu-ți duci copil la școală, ți-o lua copii statul. That's Să-ți iei. Asta ar trebui să fie una din regulile, deci să fie universală legura, regula asta. Nu contează în ce țară. Deci universală să fie regula asta. O lege pe care să fie, adică să fie applicable all around the world. Oriunde. Nu contează că ești în China, Japonia, nu contează. Mă și doare sufletul când mă gândesc că iară unii dintre voi sunteți, adică unii sunteți gravide și nici măcar nu știți să fiți niște părinți măcar moderat, Măcar. Nu știți. Păcat că mai... Eu nu știu, bă, nu știu, nu vi rușine, bă, să faceți ața copii. Nu vi rușini. Vă credeți voi, wow, că educați voi copii. Ce educați, mă, că vă nici măcar nu știți cât e 1 plus 1 ori 0 împărțit la nu știu cât. veniți nici aia nu știți, mă. Dar voi, voi, voi sunteți dintr-o dată buni în geografie, în istorie, în engleză, în franceză, în desen. Mă, dar desenul numai cât e de greu. Eu recunosc, că eu la desen sunt bine, acum știu și eu să desenez un morcov, știu eu, o portocală, dar nici aia, că dacă trebuie să o fac frumoasă, nu mi e să frumoasă. Dar și desenul cât e de greu. Și voi vă credeți buni în toate. Muzică, sunteți voi buni la muzică? Nu sunteți. De aia există învățători sau profesori de aia, de aia, de aia, da? De fiecare materie. Poate sunt profesori sau învățător până la un anumit stagiu care predă din fiecare materie câte un pic, dar la un moment dat vine un profesor de matematică, altul de engleză sau de depinde în câte materie specializat, da? Dar voi cine sunteți, mă, să vă credeți că educați copii? Cine sunteți voi? Voi, voi dintr-o dată, voi din popa prostu, ați devenit, wow, Dalai Lama. Voi sunteți Dalai Lama? Asta sunteți, voi știți cine e Dalai Lama? Câtați pe Google. Căutați-vă pe Google, nenorociților. Să vă fie rușine. Așa o să încheu video ăsta să vă fie rușine la toți pentecostalii care faceți copii și nu iubiți și nu creșteți. Doar la ea. La ea care vă creșteți copii, felicitări. Dar la cei care vă bateți rău de copii și nu-i educați și nu-i vaccinați atunci când trebuie în primele alea 12 luni, să vă fie rușine și abia aștept să vină statul să vă ia copii. Da? Abia aștept să vină statul să vă copii. Hai la revedere că m-ați enervat, știți ce? Deci, eu, dacă mi-ar pune mâna cineva pe frunte, sunt foarte fierbinte. M-ați enervat. M-ați enervat. Hai, pa! că deja m-ați tâmpit la cap. Numai tot aud că au rămas gravidă, au rămas gravidă, au rămas gravidă. Trebuie să mă o să pun compresă. Serios, dacă nu trebuie să mă o să pun compresă cu șerpi cu crocodil, cu piele de măgar, cu urechi de taur ca să-mi treacă. Trebuie să-mi pun o compresă. Deci, neapărat, vă rog frumos să-mi pregătească cineva o compresă. Că eu nu mai rezist. Serios, fac hart atac. Când aud atâta gravideau, așa ceva. Nu știu, hai, v-am lăsat, cum v-am spus. Care vreți să vă uitați și la video, episodul 72, partea. Pentru că aia e prima parte și astea e partea a Dacă nu, vă ce vreți oricum. Să vă fie rușine. Să fie rușine. Vă ziceți, copii, zi de dai seama, mă, te sexuiești, mă? Mă, te sexuiești și te scoți copiii, zici că cum bag eu la printer și te printești și dau uh, print, copii 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 exact cum iesi mie copiile alea de la printer. Așa vă copii copiii, prin vagina, și sperma a voastră tâmpită și intoxicată și plină de bacterii, că nici măcar nu vă spălați pe puță, mă. Sau, sorry organele genitale. Să mă scuzați, am uitat când încă mă registrez, am uitat că trebuie să vorbesc mai cum se cade, că doar nu-i puță, nu-i nu, -i, nu -i penis, nu, nu-i vagina, organele genitale, dar nici alea măcar nu -s. Nu, că cum să vorbește așa, Doamne și ferește, Doamne și ferește, să vă ferească și să vă trăsnească. Ăla nu există, mă, că dacă ar exista, trebuia să fiți trăsniți de mult, de mult, să vă trăsnească, o fuge direct în puță și în coi, exact acolo. Hva er det å revidere?